Este ora 11! Am plecat repede! Ce? Ora 11? Eu port, trebuie să-mi fac! Trebuie să... Îmi aleg ținuta! Cătălina! Miriam, liniștește-te și concentrează-te! Avem la dispoziție doar 10 minute! Plecăm! Eu ce să mă îmbrac? Nu-i gata! Plecăm! Am plecat! Ești gata, Miriam? Da, târziem! Noi suntem ultimii! Noi suntem gata și suntem în drum spre primărie. Plecăm la înscriere și după plecăm la restaurant. Noi suntem primit după... Degeaba ne-am stresat, Cătălina? Bine, ne-am stresat. Rep, dar noi am ajuns primit. Priviți ce outfit are Cătălina. Iată și tăticu. Este cu caheluță. Noi așteptăm mirele. Iată aici. Ce vor sta, Mirea? Mirele. Aici sunt certificatele. Nu vă arătăm pentru că îi așteptăm pe ei. Aici este biroul tăticului. Iată, aici este scaunul lui. Da-ți mă suieze, da. Cum, Mirea? Foarte bine. Nu mă mut aici cu locul tata. Trebuie să mai creez, da. Radu mănâncă și el. Așa. Aici este dulcele lui tata. Aici tăticul ascunde. Ia uitați-vă. E una Radu șapte. Și mămica noastră. Mămica noastră frumoasă. A mai rămas Miriam la tata. Așa, Miriam. Mirele și Mireasa încă nu au venit. Priviți ce fotografie a găsit Ernest. Asta e taticul cu mustiță, asta e eu, micuță. În clasa 5-4, așa era. Zice Dani. Doamne, și mi-e de tine! Miriam, ce frumusică e. Mămicuța, emoții, mama? Foarte mare. Cătălina, și tu aici te-ai înscris. Eu așa am zis deodată, că am așa emoții, parcă eu mă înscriu încă o dată. De ce frumusică e Cătălina, parcă e miresuică, cu volani. Eu m-am îmbrăcat cu albastru. Da, da. Și eu mai fel, ștufetiță. Dar ce frumoasă, Mireasa! Serios? Ia uita dacă voi toți. Iată, miresuica! E cu spatele, am fost cu fața, dar acum e cu spatele. Hello! Uitați-vă ce pereche frumoasă avem aici. Dani, ai emoții? Nu? Pui o semnătură, da? Da, semnătură. Adriana, ce frumoșică e. Stimați invitați, cu o deosebită plăcere vă spun bine ați venit la cel mai important eveniment din viața acestor doi tineri, frumoși, anume astăzi când ei își vor oficializa relația. Sărbătoarea dragostei, sărbătoarea iubirii, sărbătoarea sfântă, tinele într-o singură cunună pentru a întemeia o familie. E plină de bunătate, dragostea nu se dezmuiește, dragostea nu se laudă. Nu se umplă de mândrie, nu se poartă de cuvincios, nu caută folosul tău, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire. Stimată Adriana, prin liber consimțământ, necondiționat de nimeni, la bine și la greu, luați în căsătorie pe găină Adriana. Daniel. Da. Stimată Daniel, prin liber consimțământ, necondiționat de nimeni, la bine și la greu, luați în căsătorie pe Adriana. Da. Deci, vă declar soț și soție. Convin că nu vă răzgândiți. V-aș ruga să vă apropiați și să semnați acest act care confirmă căsătoria dumneavoastră.
ci dragostea frumoasă dintre voi trebuie și merită confirmată prin verigetele de căsătorie care reprezintă un legământ între voi doi. Vă rugăm să le găsiți, să le îmbrăcați unul altuia ca simbol al dragostei curată și al legământului dintre voi doi. Care vreau să zic că la prima vedere nu e atât de impunător, dar reprezintă dovada formării familiei voastre. Facem poze la mic. Poate ține placul. Ne ducem acasă să o luăm pe Melania și plecăm la restaurant. Gata, suntem pe loc. Iată frumoșii noștri. Mă duc să-i prind. Să-i prind. A venit cappuccino și Mela. Hei, Mela. Melania. Hei. Mela. Manga, da? E la comandă mea. Da, manga. Da. Ce mână? Sushi. Bunica cu nepoței. Hei, Mela, tu nu vrei să dormi? Ia grijă. Miela, hai facem nani, Miela. Melania, de la mama. Cătălina a venit de o parte cu Melania. A dormit. Și mănâncă. Ce frumoasă. Cătălina, ce pizza vrei să-ți spun o patrie? Vreau cu cașcavală. Cașcavală, mănâncă, că spune mâna, te iubim. Plec să o servesc pe serioara mea, Cătălina. Mulțumesc! Wow, ce frumos! Eu cred că sper să fie la fel de gustos. Încearcă să... Eu, părerea ta? De bună! Melania mănâncă, mama mănâncă, tot e bine. Eu mănânc pizza, iar mama are latte aici. Uitați-vă ce supă și-a luat mama. Este preferata ei. Mie nu-mi place. Cum, mama? Super! De un deliciu! Aș vrea să mă uși eu cu tata! Da. Viva restaurant! Care Cătăline a venit, este preferata ei. A venit sushi-le mele! Radu, din greșeală, m-a mâncat și el sushi. Nimic din greșeală. Și eu pe lângă tine. Priviți ce mâncare are tăticu și eu îl ajut să mănânce, da, tăticu? Voi am ieșit și facem poze cu toți. Tu. Eu încă mi-aștept rândul. Acum am făcut perechile și am rămas eu singură. Și un desert foarte gustos. Cătălina, nu. Noi deja am terminat și plecăm acasă. Suntem foarte obosiți. Mica, ești obosit, așa? Un piculeț. Un pic, da. Dar am avut un timp foarte. Gata, am luat tot ce este necesar și plecăm acasă. Ce este necesar? Dulciurile lui Miriam.
Da, mam. Da, ce bine stă în costum, așa, elegant. Așa că